Ce concert nou de anul nou la Viena? N-au ei tehnologiile noastre, v-am spus. Dragii noștri, fiecare sfârșit de an vine la sfârșit. Fiecare sfârșit de an vine cu un bilanț. În urma fiecărui bilanț se efectuează și o premiere. Așa că minutele următoare ale spectacolului nostru le vom dedica superlativelor anului 1998. Așa cum sunt premiile Oscar în film, premiile MTV în muzică, primele de porc în România, așa sunt și premiile pe care le vom oferi noi în continuare fruntașilor noștri în ale politicii. Bineînțeles că la americani, de exemplu, a fost foarte simplu să se desemneze fruntașii și premianții. Premiul întâi a fost câștigat de mezzo-soprana Monica Lewinsky și basul Bill Clinton, care au montat împreună în biroul oval opera Trabuco. Dar care sunt premianții noștri? Vom vedea! Doamnelor și domnilor, urmează gala premiilor Politichia de Mărgărița! Începem gala premiilor Politichia de Mărgăritar cu nominalizările la categoria Președintele Anului. Iată-le! Ion Iliescu, președintele PDSR, șeful opoziției. Motivație! Pentru că atunci când trebuia să facă, n-a făcut, iar acum când ar trebui să tacă, nu tace! Următoarea nominalizare este... Ion Diaconescu, președintele PNCCD. Motivație. Pentru discursul politic împăciuitor și nepătimaș. Deviza. Nu știu nimic, dragă, lăsați-ne să lucrăm. Ultimul pe lista președinților este... Cu voia dumneavoastră, Petre Roman, președintele PD. Motivație. Pentru zâmbetul electoral neștiribit. Deviza. Decât prieten cu PDSR-ul în opoziție, mai bine dușman cu CDR-ul la putere. Doamnelor și domnilor, juriul a decis. Așa este. Câștigă premiul Politichia de Mărgăritar și titlul Președintele Anului, domnul... Domnul Emil Constantinescu. Dar n-a fost nominalizat. Și eu ce să fac? Ăsta e algoritmul. Așa a ieșit la negocieri! Emil Constantinescu! Sunt necăjit. Mulțumesc celor care m-au ajutat ca să primesc acest premiu. Cu plăcere. Cu pentru puțin, nicio problemă. Mulțumesc NATO și Uniunii Europene. Mulțumesc guvernului și parlamentului nostru că, nefăcând nimic, m-au ajutat să ies mult în evidență. În fine, mulțumesc lui Dumnezeu că nu-i mai rău de atâta. Sunt emoționat, de aceea n-am să vă spun vorbe goale. Am pregătit un fragment literar-artistic din monologul lui Ștefan cel Mare, din drama Aupus de Reformă, de Petre și Diaconescu și Quintus. Recuzita vă rog, lăsați. Imediat. Actul 3, scena 8. Președintele e ușor enervat. Aceasta este coroana. Aceasta este coroana. Mult succes. Fii tare, Ștefan.
formă tânără. Unde sunt moșii și strămoșii tăi? Presărați peste tot. În parlament, în guvern, la Cocopo, la Cocopa, în partidă. Unde sunt cei 15.000 de specialiști ai noștri? La Chilia și Cetatea Albă, de naiba. La New York, la Chicago, la Paris, la Toronto, cu familiile lor, cu tot. Unde sunt bătrânii, Raț și Câmpeanu și Cunescu și Galben și Țepelea și Vasile Lupul Pădurilor și spaima tribunalelor cerveni? Unde sunt Ciumara Mustăciosul, Dejeu Bârcălavul și Chindus și German? Pardon, German ăsta e din altă piesă. Unde sunt Spineanu și Dăianu, Șerbănescu, Știbor, Gotcă, Ilea Huru Comisul, Sorin Dimitriu Comisionul? Unde sunt Varujan și Frunda și Bosganian și Marco? Unde-i fiara haosului, Victor Ciorbea? La pământ și pe umerii lor, în loc să stea țara, stă PD-ul cu procentul lui de 3% cu tot. Mi-e rău. Taie, Petre! Taie! Dați-mi sabia să spin de corupția! Nu vrea să iasă. Nu vreau să vrea să iasă. Ascultați cuvintele mele, care vă voi fi baci până la sfârșitul veacului. Vina nu e a mea și nu e a voastră, nici a urmașilor voștri, ci a opoziției noastre, acum și pururea și în veacul vecilor. Vadim! Sunete și fulgere, domnul Emil Constantinescu! Emil Constantinescu! Bravo! Continuăm următoarea categorie, prim-ministri. Iată nominalizările. Victor Ciorbea, fost prim-ministru. Motivația juriului. Pentru că a dat vrabia de la guvern pe ciocârlisul de la primărie. Deviza. Cum m-ați spus, așa m-am dus. Următorul nominalizat este... Gavril Dejeu, prim-ministru interimar 3 zile. Motivația juriului? Între Victor și Vasile am fost și eu vreo 3 zile. În sfârșit, seria nominalizărilor pentru primul ministru se încheie cu... Încă actualul prim-ministru Radu Vasile! Motivația juriului? Pentru că a continuat programul lui Victor Ciorbea, reforma pe pâine, transformându-l în reforma pe mâine! Deviza? Să dăm la toți câte puțin ca să rămână nimic sau să dăm fiecare actor mic ca să ajungă la toți, să mai avem niște întâlniri. Hai, vedem, ce bă, să vă spun? Să mai avem niște întâlniri. Doamnelor și domnilor, premiul Politichiare Mărgăritar pentru primul ministru al anului se acordă domnului... Se acordă domnului execvo! Domnul execvo, domnilor, Radu Vasile și Victor Ciorbea! Doamnelor și domnilor... Doamnelor... Vorbește, te rog. Nu, te rog, tu ești primul. Doamnelor și domnilor... Vă mulțumesc.
Cine începe primul? Cine începe primul, termină primul. Uită-te la mine, e rândul tău, te rog. Bine. În această seară festivă dacă eu... Dacă nu eram eu, nu erai nici tu. În felul acesta nu se înțeleagă nimeni nimic. Ce vrei să priceapă de la tine? Vorbește, zile. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Vă mulțumesc și eu. Ce faci? Am început mai repede pentru că eu vorbesc mai rar. Da, ia fi atent. Uite-te acolo. Vezi? Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru încrederea acordată și sper că împreună cu acest cabinet pe care îl conduc, un cabinet de sacrificiu, până de Crăciun, până pe 20 decembrie, să începem ce n-am făcut într-un an întreg și să desăvârșim în următoarele 6 luni de zile, tot cu acest cabinet, să facem și să folosim fereastra de oportunitate pe care o avem, unica, singura noastră șansă ca noi împreună, toate forțele implicate în această reformă să... Doamnelor și domnilor, cei doi prim-ministri premianți! Mulțumim frumos, aplauzele dumneavoastră! A vorbit domnul Radu Vasile și a căzut tot domnul Victor Ciorbea. Vă prezentăm în continuare nominalizările la categoria ministri simpli. Da! La ministri simpli îl avem pe domnul Traian Băsescu, ministrul transporturilor. Motivația jurului, pentru că este cel mai des întâlnit ministru. Întrebare. Care este asemănarea dintre guvernele Roman, Stolojan, Ciorbea și Vasile? Răspuns, domnul Traian Băsescu. Corect. Traian Băsescu a introdus catalizatorii în țara, a spart CFR-ul în 5 și a îngropat banii dumneavoastră aici. Întrebare. De ce a îngropat Traian Băsescu banii șoferilor sub șosele? Ca să nu-i găsească popoarele migratoare. A fost o glumă. Referitor la înzăpezirea a sute de mașini în județul Brăila în această iarnă, domnul Traian Băsescu a rostit deviza anului: iarna nu-i ca vara. Câștigă titlul ministrul anului și premiul Politichia de Marinar, domnul Traian Băsescu! Din ciclul de cântece cu titlul Băsescu fundă țara, domnul Traian Băsescu va interpreta bluzul fiindcă iarna nu-i ca vara. Nu e leu ca dolarul, nici gagarin ca prunarul, nu e portul cu megara, Romanie cum vrea mioara. Oceanu, nu e sasul ca Berceanu, nu-i strungul ca Raboteza, nici chelia nu-i ca freza. Nică iarna nu-i ca vara.
Băsescu! Pe jos tot domnul Victor Ciorca. Doamnelor și domnilor, vă prezentăm în continuare categoria cuplurilor imposibilă. Iată nominalizări. Petre Roman, Adrian Severin, Ion Iliescu, Emil Constantinescu. Dar câștigătorii acestei categorii sunt Corneliu Vadim Tudor și Marco Bela. Am auzit chemarea țării. Țara l-a chemat pe Vadim. Am venit. Țara este în pericol. Pentru contribuții hotărătoare la strângerea prieteniei dintre partidele lor... Nu vreau să primesc diplome bilingve! Pentru spiritul de toleranță, înțelegere și respect reciproc... Nu vreau să împart această diplomă cu nimeni! Eu vreau diploma mare! În aceste momente istorice, când iată, după secole de ură și împilare, s-a produs reconcilierea mult visată, vom asculta în interpretarea celor doi premianți scrisoarea a treia. Fragmente autonome. Iată vin un sol de pace cu o hartă în vârf de băț. Tribunul, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț. Ce vrei tu? Noi, pune pace și de nu fi prin banac pe lobace vrea să-l vadă pe măritul îngânfat. La un semn deschisă-i cearta și se apropie de cort, Marco Bela în saco verde, barbă tunsă, pantofi sport! Marco Bela! Ești Marco? Igen, uram. Am venit ca să te bat. Cine sunt Petofi și Schiller? Că n-au fost pe la senat. Orice când ai senator, și oricum ai vrea să încep, cât mai stau în coaliție, taci și joacă oza seip. Ha! Tu nici gândești, băi, Marco, cât în slujbă mi s-au pus. Toată floarea cea de stânga ce-l urăște pe apus. Ofițeri pe care Secu nu putea să-i mai încapă au venit cu toți la mine cu un dosărel în mapă. Vei vedea lor mulțime, câtă frunză, câtă iarbă, cu o ură neîmpăcată îți vor smulge întreaga barbă. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști. Noi vrem universitatea. Să nu crezi că suntem proști. De aceea, tot ce mișcă în țara asta sunt Harghita și Covasna. N-avem școli, însă cultura foarte tare o iubim și nu ne înfiorează a ta faimă, băi, Vadim. Enervează-mă pe mine cu figura ta de killer ca ai să-ți dai și tu copiii la școala Petofi Schiller. Aplauze! Aplauze! Cu câștigător! Imposibil! Domnilor și domnilor! Liniște, vă rugăm, vă rog. Premianții, liniște, liniște, vă rugăm. Liniște la premianți, vă rog. Doamnelor și domnilor, orice gală care se respectă oferă și un premiu de excelență pentru întreaga activitate. Așadar, pentru tot ce nu a pătimit el de la mândurat noi, premiul politicii de mărguritar cu propoței se acordă la întâmplarii domnului... Ion Iliescu! Stimați concetățeni, bună seara, stimați premianți, domnule președinte, eu vreau să pun o singură întrebare, a fi sau nu fi? Pentru că, domnule Constantinescu, să știți că eu știu mai bine decât dumneavoastră ce înseamnă să nu mai fii după ce ai fost și nu este foarte ușor, vă rog să mă credeți. A fi înseamnă că ești. A nu fi înseamnă că ai fost. Eu am fost, ma ta ești, ei vor să fie. Pentru că a fi înseamnă și a avea. Și cel mai greu, vă rog să mă credeți, nu este să a nu fi,
ci să a nu mai avea. Uitați-vă la ei. Ați votat strâmbarea. Și au luat cele mai bune roluri. Păi dacă eram eu ce am fost, spuneam eu acum monologul lui Ștefan cel Mare. Unde sunt Boda, Meleșcano și Coșa? Patabum! La APR. Așa că mie ce mi-a rămas? Văcăroiu și Plugușorul. Aho, aho, stimați concetățeni! Mâine anul se noiește, deși avem semnale clare de la filialele noastre din teritoriu că situația actuală din țară este gravă. Îmi exprim și pe această cale îngrijorarea față de dimensiunea dezastrului. Actuala putere este total depășită. Vremea lozincilor a trecut. Doar printr-o mobilizare exemplară și constructivă a electoratului putem accede între țările care au cerințele necesare ca România să fie admisă la NATO, la UE, la picioare zurgălăi, la urechi cu clopoței. În pod șunci la fumate, în beci sticle desfundate sau zinde anticipate. Ancorați în sinergii, opriți plugul, măi copii! Asta e urarea noastră, v-am băgat sula în coastă. Aho, aho! Domnule Ion Ilescu, v-ați luat vânt cam mare în sondaje în ultima vreme. Acum că suntem de sărbători, a sosit momentul să vă pun din nou întrebarea. Credeți în Moș Crăciun? Domnule Constantinescu, nu e corect. Vă rog să mă credeți. Acum de sărbătoare a trebuit să ne împăcăm. Nu poate să ne certăm. Și un cântec vesel să cântăm. Să ne împăcăm. Sculați case de Crăciun, să îngrășăm porcun ajun, că e slab și nemâncat, numai bun de lichidat. Guvernul a fost isteț, poftiți. Guvernul a fost isteț, flori de măr, dar porcul e mort în coteți. Dar porcul e mort în coteți, flori de măr. Poate așa ne-o fi norocul, poftiți. Poate așa ne-o fi norocul, flori de măr. Dar ce vină are porcul? Dar ce vină are porcul, flori de măr. Vă scuzați, sunt protejați de cărțile mele. Și serbarea nu-i mai multă, și serbarea nu-i mai multă. Să trăiască cine ascultă, să trăiască cine ascultă. Și la anul de-om veni, și la anul de-om veni, tot la fel de-om veseli, tot la fel de-om veseli. La anul și la mulți ani, la anul și la mulți ani.